cursă foarte bună, m-am simțit destul de bine, sunt într-o formă ascendentă. E foarte important că n-am avut nicio problemă tehnică cu bicicleta, nu am căzut, ceea ce e foarte important înainte de Cape Epic. Concurența, ca de obicei, foarte puternică aici în Cipru și traseele foarte bune pentru a progresa din punct de vedere tehnic. Cum merg pregătirile pentru Cape Epic? Pregătirile merg conform planului. E foarte bine că am avut o cursă înainte de Cape Epic, unde am putut să vedem nivelul nostru actual și să mai creștem puțin. Am făcut niște antrenamente în rit de concurs, ceea ce e foarte important. Și de acum mai trebuie să lucrez puțin la câteva antrenamente de anduranță. Am crescut mult în tehnică la aceste etape și așteptăm cu nerăbdare să mergem în Africa. Un concurs destul de bun pentru mine, am fost ok până pe final. Poate nu cea mai bună variantă de competiție după alte 3 zile grele înainte, dar cu siguranță un antrenament bun. Practic după 3 zile de concurs în Cipru simt că am intrat într-o formă, în special în ce privește partea de tehnică. Am venit aici și eram un pic debusolați, n-am făcut deloc coborâri pe single track-uri și pe zone grele de mountain bike, dar cred că ne-au fost suficiente 2-3 zile ca să ne intrăm într-o formă bună. Și ca întotdeauna în Cipru te lovește așa un pic prima competiție, după ce toată iarna ne-am antrenat fiecare separat sau am făcut anumite tipuri de programe de antrenament, prima competiție te doboară puțin, dar trebuie să te adun de pe jos și să continui, să continuăm antrenamentele. Continuăm pregătirea pentru Cape Epic, mai avem foarte puțin timp până plecăm în Africa și în perioada care urmează până plecăm acolo vom mai lucra puțin la partea de anduranță. Suntem într-o formă destul de bună. Oricum e o competiție total atipică pentru noi și sper să ne descurcăm bine acolo în condițiile care ne vor fi date la acea vreme.